Turiștii riscă să ajungă la spital sau să-și piardă viața dacă se aventurează pe drumurile care traversează zone montane din județul Gorj. În ciuda avertizmentelor autorităților locale și județene și a reprezentanților secției de drumuri naționale Târgu Jiu, turiștii încă se aventurează pe tronsoane de șosele unde pericolul este major, având în vedere că pe multe porțiuni este în continuare zăpadă și gheață, deși temperaturile au crescut. Fenomenul îngheț-dezgheț este cel care face ca gheața să se formeze în continuare pe Transalpina, de exemplu. Șoseaua a fost închisă până la primăvară. Cu toate acestea, la finalul săptămânii trecute, patru turiști din Olt au trecut pe lângă pericol după ce au traversat Transalpina, fără ca mașina în care se aflau să fie echipată de iarnă. Mai mult decât atât, cei patru tineri care se aflau într-un autoturism înmatriculat în Spania au plecat la munte îmbrăcați de vară. Neavând anvelope de iarnă la mașină, aceasta s-a blocat în zăpadă, în zona de creastă, și tinerii nu au mai putut înainta. Disperați de situația în care se aflau, au decis să taie centurile de siguranță ale autovehiculului pentru a le utiliza pe post de lanțuri la anvelopele de vară. Soluția nu a dat roade și lucrurile riscau să se agraveze din cauza frigului. În cele din urmă, turiștii au sunat la 112 și au primit imediat ajutor de la baza montană din Rânca, a Inspectoratului Județean de Jandarmi Gorj și a salvamontiștilor. Vremea a fost bună, oamenii au ieșit la munte, practic această vreme bună i-a derutat puțin și sâmbătă seara am fost solicitat să intervenim pentru recuperarea patru persoane rămase înzăpezite pe Transalpina. Șoseaua era închisă, avea valuri mari de zăpadă, n-au reușit să le depășească și la un moment dat au solicitat sprijinul prin serviciu 112 de recuperarea a lor și a mașinii care era înzăpezită. I-am ajutat împreună cu jandarmii din Rânca și am reușit să deblocăm mașina și să-i aducem cu siguranță în stațiune. Angajații secției de drumuri naționale Târgu Jiu atrag atenția șoferilor să nu mai ignore restricțiile impuse de autorități, în caz contrar riscă să-și piardă viața. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat încă de lunea trecută închiderea circulației rutiere pe Transalpina între Rânca și Obârșia Lotrului din cauza căderilor abundente de zăpadă.